74.500. Vreo în euro înseamnă vreo 16.000. 16.000 de euro ca să ghicești niște vârste? Ia încercați, ghiciți-i vârsta! E o blondă, e tinără, ceva tânăr. Ceva în vârstă doar la sfinal, nu? Atunci. Păi și ce ar trebui să vedem? Vedete? Nimic? 5. Ce nu e să înaltă. Vedem? Nu e foarte înaltă, da. Momentan nu vedem nimic. Vă ajut? Domnișoara. Vă ajut? Da, clar. Da. Că nu se vede nimic absolut. Vă ajut cu mult mai mult decât ridicarea panoului. Fetelor, fiți atenți. Ia ridicați puțin panoul. O campioană ceva? Da, da, da. Gimnastică? Da, dar eu gimnastică, cred. Eu nu știu, e din campionat. Dar deci eu nu știu. Dacă e gimnastă, gimnastele sunt tânără. 5 de ani. Până în 25 de ani au voie la... În 25 de ani. Maxim, dar poate a terminat. Cred, nu știu. Foarte frumoasă. Da, e foarte frumoasă. Chiar dacă frumoasă. E gimnastă, e da. Cred că e gimnastă, nu știu. Da, da. E ceva... Deocamdată nu vă spune nimic. Nu. Deocamdată nici nu vorbesc cu invitata mea. O sportivă. Deocamdată vă dau doar variantele ajutătoare și dați-mi voi estimarea. Cât? Estimarea cât? La prima strigare. Cât? 23. 23 la prima strigare. Star sau zoom? Star. 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 Ok. Star să fie. Adică o vedete născută în același an în care s-a născut. Aici voi trebuie să știți starul de vârsta mea. Că trebuie să fie un star tânăr. Star. Ceva așa de tânăr de-al vostru. Nu știu acum, da. Vedem. A, e... Da, e... Da, e... Îl știu, e, dar... Îl știu așa, dar nu știu când s-a născut. Are tânăr, peste tânăr? 30. Nu. Hai, fetelor, e pe voi presiunea acum, da, nu pe mami, nu pe mami. Voi știți, hai, la voi sau la mami. Că nu-i tânăr. Nu știu, eu știu. 15 secunde din clipa asta. 28? Mai puțin, 27. 27. E foarte tânără. Dar e foarte tânică. 26. 26. 26. 26. 26 de ani am luat vârsta asta. Doamnelor și domnilor, am onoarea să o îmbrățișez pe Sandra Izbașa! Să rămână, Sandra! Bună! Și acum, clar, n-avem decât aia. Ce ați zis? Poate vă ajut cumva așa. E omul care a dus multă bucurie în România. Eu mi-amintesc momentul Olimpiadei din Londra. Mamă, cum a fost! Londra a fost în 2012. 12. Mamă, cum a fost! Mamă, cum a fost! Ce ești mai vârstă? Da, hai să mergem deci pe intuiție, mai mult de fapt, 12, nu Londra, o țin minte bine, o văd, nu s-a schimbat deloc. Da, deloc. Dacă în 2012 a fost, în jur de 17-18 ani participă. Sandra, avem o întrebare pentru tine și pentru fetele astea. Mama are două gemene. Ele spun că tu ai 26 de ani. Și fiecare an greșit înseamnă 4.000 de lei penalizare, amendă pentru ele. Acum e cam mult. Tu ai 26 de ani, da sau nu? Țită! Da! Uitați-vă la portofelul vostru. E plin cu 74.500 de lei și acum începe să scadă. 4.000 de lei fiecare an pe care l-ați ratat. Un an greșit. Doi ani greșiți. 8.000 de lei pierduți. E bine. 8.000 de lei pierduți. Deci, sus sau jos? Nu știu, e facul oricum, am dat bine. Cât e Sandra, de fapt? Mi-ar fi plăcut să am 26 de ani, dar am 28. 28? Deci prima estimare a fost 23. Da.
98. Ne-a ajutat melodia un pic și ne-am ridicat. Da. Ne-a amintit de momentele frumoase din sportul românesc. Și eu vă mulțumesc, pentru că mi-ați reaprins acea emoție stând aici în față. Să știi că atunci când am auzit imnul, am simțit exact aceeași emoție pe care o aveam când... Exact, și asta mi-am și dorit. Și mă bucur din suflet că au fost aproape. Puteam să am acolo 27, Sandra, 28. Sandra, la Olimpiada din Londra, englezii au o vorbă fabuloasă. Se numește standing ovation, aplauze în picioare. Uite-i pe românii ăștia. Mulțumesc frumos! Te aplaude în picioare, da, mulțumesc! Și eu să le mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Sandra Izbașa! Wow. Mai avem doar zoom. Acum ne descurcăm bine, nu? Oricum am făcut show. Cel mai tare show, că nimeni n-a venit cu tata, dă înapoi, ăsta a venit cu distracție, toate pleacă, adică, pe bune. Mai că a mers bine până acum, dar la final trebuie să dăm exact, asta e problema. Aici e, da. Nu avem voie să mai greșim. Păi da, când nu ghicim anul, trebuie să fim foarte atente, să calculăm foarte bine la final. Da, dacă ghicim ceva, calculați voi. Dar n-am cum să zic, am zis anul 86 și poate să vă ajute? Una repede să calculeze 2017 minus 86? Nu. Păi ce înseamnă? 86, eu sunt în 70 și avea 16 ani, deci eu plus 16 sau minus 16. Calculez așa, deci mi-e foarte greu să calculez. Ne dă tableta aia, putem să calculăm pe ea? Nu.